bun venit în această frumoasă sală a Căminului Cultural din Poiana Mare. Pentru început, sunt suficiente aplauzele astea. Vă rog să vă concentrați, să vă încălziți palmele și pe parcursul serii să aplaudați din ce în ce mai tare, pentru că artiștii invitați în acest spectacol merită toată atenția și aplauzele noastre. Îi mulțumesc încă o dată, așa cum am făcut-o la toate activitățile, domnului primar Nicu Vintilă, primarul din Poiana Mare, care a fost o gazdă foarte, foarte primitoare și foarte bună pentru organizatorii și pentru activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect. Și vă rog să-l aplaudați pe primarul Nicu Vintilă, pentru că merită, cel puțin, iată ce sală frumoasă are în Poiana Mare. Ne-am bucurat să găsim în toate localitățile unde vom ajunge cu festivalul Juvelnicul cu rânduieli o sală atât de frumoasă și de privitoare ca aceasta de aici. Spectacolul din seara aceasta începe cu un ansamblu cunoscut în zonă, deși are 2 ani și ceva de la înființare, 3 ani, cât de mult contează un an sau chiar câteva luni în activitatea unui ansamblu tânăr, cum este ansamblul Crăițele din Maglavit, coordonat de doamna Stella Mitulețu, o inimoasă animatoare culturală din Maglavit. Așadar, vă rog să aplaudați, să-i primiți cu căldură pe membrii ansamblului Crăițele din Maglavit, ansamblu, așa cum vă spuneam, care a participat la nenumărate activități, concursuri, spectacole, festivaluri, atât în țară cât și în străinătate, în Bulgaria și în Serbia. De curând, ei chiar au evoluat cu succes pe scena unei cunoscute emisiuni TV, Românii au talent. Să vedem dacă și Crăițele noastre de la Maglavit, care de curând au componență și câțiva crăișori. Acum cred că sunt doar 2, uite ce crai frumos e acolo. Au talentul pe care românii spun că l-au. Așadar, încă o dată, aplauze furtunoase pentru Crăițele din Maglavit.